Indicele ROBOR a trecut deja de câteva zile de 6% și se apropie vertiginos spre 7%, ceea ce înseamnă rate tot mai mari pentru românii cu credite în lei. Ieri s-a atins un record al indicelui ROBOR, înregistrându-se cea mai mare valoare din ultimii 10 ani, 6,05%. Totuși, specialiștii recomandă populației să continue să opteze pentru împrumuturi în moneda în care sunt plătiți. Creșterea indicelui ROBOR i-a alarmat pe români. Unii deja iau în considerare trecerea la noul indice IRCC, calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare pentru o anumită perioadă. Există însă și un risc asupra căruia specialiștii în domeniu atrag atenția. Băncile pot să adauge în orice moment o anumită marjă fixă, ceea ce ar avea tocmai efectul opus dorit de români. Cei care au în vedere o astfel de analiză de trecere de la un împrumut bazat pe ROBOR la un IRCC, trebuie totuși să stea mai calm și să iau un pic și să vadă într-adevăr dacă merită un astfel de transfer, pentru că întotdeauna pot să mai apară comisioane sau alte clauze ascunse. Referitor la moneda eventualelor viitoare împrumuturi, experții recomandă ca acestea să fie făcute în moneda câștigului salarial pentru o siguranță mai sporită. Împrumuturile trebuie făcute în moneda în care tu câștigi salariul tău, în care ai tu venitul tău. Timpul însă ne-a arătat că de-a lungul timpului dobânzile la împrumuturile în lei au fost mai mari decât împrumuturile în valută. Sau cel puțin devalorizarea euro a fost întotdeauna mai mică decât rata inflației, ceea ce nu întotdeauna a dus la o situație mai favorabilă pentru persoanele care s-au împrumutat în lei. Cu siguranță însă este o certitudine, ai o claritate că atâta timp cât tu îți încasezi salariul în lei, atunci ratele pe care le plătești în lei sunt mai ușor de dus.